Bună seara din nou, dragilor! O să începem să citim acum dintr-o carte foarte, foarte dragă mie. Se numește Aventurile lui Habarnam și ale prietenilor săi, de Nicolae Nosov. Este o carte care mie mi-a fost citită de foarte multe ori, atunci când eram mică. Haideți să începem! E destul de veche. Capitolul 1. Piticii din orașul florilor. Era odată un oraș de bazm, locuit de pitici. Li se spunea pitici pentru că erau mici, mici de tot. Oricare dintre ei nu era mai înalt decât un castravete și nici acela prea mare. Însă orașul lor era tare frumos. Pe lângă fiecare casă creșteau sumedenie de flori. Margarete, romanițe, păpădii, până și străzile la ei aveau nume de flori. Strada Campunelelor, Alea Romanițelor, Bulevardul Albăstrelelor. Iar orașul se numea chiar Orașul Florilor și era așezat pe malul unui pârâu. Piticii îi ziceau apei acesteia Pârâul Castraveților, pentru că pe malul lui creșteau foarte mulți castraveți. Pe celălalt mal al pârâului se întindea pădurea. Piticii își făceau bărcuțe din coajă de mesteacăn, treceau pârâul și se afundau în pădure după fructe, după ciuperci sau după alune. Micuți cum erau, le venea greu să culeagă poamele sălbatice și când era vorba de alune, trebuiau să se cațere pe trunchiurile înalte, ducând cu ei un ferăstrău. Asta pentru că niciunul dintre pitici n-ar fi putut rupe o alună numai cu mâinile goale. Ele trebuiau desprinse cu ajutorul fierăstrăului. Și ciupercile le retezau tot cu fierăstrăul. Tăiau de jos ciuperca lângă rădăcină, după aceea o fierăstruiau în părți mai mici, apoi o cărau acasă bucată cu bucată. Piticii erau de două feluri, prichindei și prichinduțe. Prichindeii purtau întotdeauna fie pantaloni lungi, fie pantalonași scurți cu bretele, iar prichinduțelor le plăcea să se îmbrace cu rochițe din materiale pestrițe, viu colorate. Prichindeii nu prea se omorau cu pieptănatul, de aceea se tundeau cât mai scurt. În schimb, prichinduțele aveau un păr lung până aproape de talie. Se străduiau să-și facă tot felul de pieptănături dichisite, își împleteau părul în coade lungi, prinzând în ele panglici și fundulițe. He-he, mulți prichindei se mândreau că ei sunt prichindei și nu voiau nici să audă de prichinduțe, iar prichinduțele se mândreau că ele sunt prichinduțe și se fereau să se împrietenească cu prichindei. Dacă vreo prichinduță întâlnea pe stradă vreun prichindel, de cum îl zărea, îndată trecea pe cealaltă parte a străzii și foarte bine făcea, pentru că printre prichindei erau destui din aceia care nu puteau trece liniștiți pe lângă o prichinduță. Negreșit îi spuneau o vorbă un pic altfel sau o îmbrânceau, ba, o trăgeau de codițe. Bineînțeles că nu toți prichindeii erau așa, nu. Însă asta nu le stătea scris pe frunte și de aceea prichinduțele socoteau că este mai cu minte să treacă din vreme pe partea cealaltă a străzii, să nu dea nas în nas cu ei. Din pricina asta, mulți prichindei le ziceau prichinduțelor bățoasele. Poftim, ce nume le-au mai scornit! Iar multe prichinduțe le ziceau prichindeilor bătăuși și alte porecle nu prea plăcute. Unii dintre cititori vor spune din capul locului că toate astea sunt, de bună seamă, scorneli, că în realitate nu există asemenea pitici. Dar la drept vorbind, nimeni nu susține că ei ar exista cu adevărat. Una este realitatea în viață și cu totul alta într-un oraș de bazm. În orașul de bazm poate exista orice. Într-o căsuță de pe strada Campunelelor locuiau la oaltă 16 piticei prichindei. Cel mai de seamă dintre ei era un prichindel numit Știe Tot. Îl porecliseră Știe Tot pentru că, într-adevăr, știa foarte multe lucruri. Și știa foarte multe pentru că citea la fel de multe cărți. La el, pe masă, pe sub masă, pe sub pat, numai cărți și iar cărți. Nu găseai un loc șor în odaia lui în care să nu dai de cărți. Datorită cărților citite, Știe Tot devenise foarte înțelept.
De aceea toți îi dădeau ascultare și îl iubeau nespus. Știe tot, purta întotdeauna haine negre, iar când se așeza la masă, cu ochelarii pe nas și începea să citească o carte, semăna leit cu un profesor. În aceeași căsuță mai locuia vestitul doctor Pilulă, cel care îi vindeca pe pitici de orice boală. El umbla îmbrăcat mereu în halat alb și pe cap cu o tichie tot albă cu pompon. Mai locuiau aici renumitul mecanic Șurubel cu ajutorul său Piuliță. Locuia apoi Zahăr Zaharescu Limonadă, care ajunsese celebru pentru că îi plăcea la disperare apa gazoasă cu sirop. Era un pitic foarte politicos. Pretindea să îi te adresezi cu numele întreg și strâmba din nas când cineva îi spunea pur și simplu: "Măi, Limonadă!" Mai locuia în casa asta vânătorul Glonțișor. El îl avea pe cățelușul Strop și mai avea o pușcă cu dopuri. Veneau apoi la rând pictorul Acuarelă, muzicantul Guslă și alți prichindei: Grăbilă, Dondănel, Tăcutul, Gogoașă, Zăpăcilă, cei doi frați, posibil și probabil. Însă cel mai vestit dintre toți era prichindelul zis Habar n-am. Îl poriclise la Habar n-am pentru că nu știa nimic. Acest Habar n-am purta o pălărie albastră, pantaloni galbeni, canar și o bluziță portocalie cu cravată verde. Îi plăceau lui cu deosebire culorile tari. Astfel, gătit ca un papagal, Habar n-am hoinărea zile de-a rândul prin oraș și născocea fel de fel de aiureli pe care le povestea tuturor. În afară de asta, le vorbea mai urât câteodată prichinduțelor. De aceea, cum îi zăreau de departe bluzița portocalie, prichinduțele făceau calentoarsă și se ascundeau în casele lor. Habar n-am avea un prieten pe numitul Peticel de pe strada Margaretelor. Cu Peticel, Habar n-am putea pălăvrăgi ore întregi. Se certau de 20 de ori pe zi și tot de 20 de ori pe zi se și împăcau. Habar n-am devenise cunoscut mai ales datorită următoarei întâmplări. Tot hoinărind prin oraș, se trezi în câmp. În jur, țipenie. Tocmai atunci trecu pe acolo în zbor un cărăbuș. Fără să-l bage de seamă, cărăbușul lovi pe Habar n-am drept în ceafă. Habar n-am se duse de-a dura la pământ. Cărăbușul își văzute drum și se pierdu în depărtare. Habar n-am sări în picioare și începu să-i scodească în toate părțile. Doar va descoperi pe cel care îl trântise, dar nu văzu pe nimeni. Oare cine m-a lovit? Se întreba Habar n-am. Poate o fi căzut ceva din cer? Își dădu capul pe spate și privi în sus, dar nici acolo nu zări nimic. Doar soarele strălucea luminos deasupra capului său. Înseamnă că o fi dat peste mine ceva de la soare? Spuse Habar n-am. Da, desigur, s-a desprins o bucată din soare și m-a lovit în cap. Porni grăbit spre casă, dar pe drum întâlni un cunoscut al său, căruia îi spuneau Lentilă. Acest Lentilă era un astronom renumit. Din niște cioburi de sticlă își făcea o lentilă. Dacă te uitai prin lentila asta la lucrurile din jur, ți se păreau mult mai mari. Din câteva lentile a meșterit o lunetă mare, prin care puteai privi luna și stelele. Așa a devenit el astronom. Ascultă, Lentilă, i-a zis Habar n-am. Auzi ce mi s-a întâmplat? S-a desprins o bucată de soare și m-a lovit fix în cap. Nu mai spune, Habar n-am, izbucni în râs Lentilă. Dacă s-ar fi desprins o bucată din soare, te-ar fi strivit de rămâneai acolo lat, că doar soarele este foarte mare, este mai mare decât întreg pământul nostru. Nu e adevărat, răspunse Habar n-am. Eu cred că soarele nu e mai mare decât o farfurie. Ni se pare doar că e așa, pentru că soarele e foarte departe de noi. Soarele este un uriaș glob incandescent. Am văzut asta prin luneta mea. Dacă s-ar desprinde din soare fie și numai o mică părticică, ar distruge în întregime orașul nostru. Ia uzi, se miră Habar n-am. Nu știam că soarele e chiar atât de mare.
Să știi că mă duc să le spun și la ai noștri. S-ar putea ca ei să nu fie aflat încă nimic despre asta. Însă tu mai uită-te odată totuși prin luneta aia a ta la soare. Nu cumva să fie știrbit într-o parte? Abarnam porni către casă, povestindu-le la toți pe care îi întâlnea. Fraților, vă știți cum e cu soarele? Soarele e mai mare decât tot pământul nostru. Da, și să știți că din soare s-a desprins o bucată care zboară drept către noi. În curând o să cadă și o să ne strivească pe toți. Mare nenorocire ne așteaptă. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe Lentilă. Râdeau cu toții deoarece îl cunoșteau pe palavragiul de Habarnam. Iar Habarnam porni în goană către casă și se puse pe răcnit. Fraților, salvați-vă! Se prăbușește bucata! Care bucată? Îl întrebau. Bucata, fraților, bucata! S-a rupt o bucată din soare și când o să detune acușica, s-a zis cu noi. Știți cum e soarele? E mai mare decât tot pământul nostru. Da, știu că le născocești. Nu născocesc nimic, așa mi-a spus Lentilă. A văzut el prin luneta lui. Au ieșit cu toții în curte și au început să se uite la soare. S-au uitat, s-au tot uitat, până ce au început să le lăcrimeze ochii. Și cum nu mai vedeau bine, început să li se pară că, într-adevăr, soarele este știrbit. Iar Habarnam răcnea înainte. Salvați-vă care cum poate, e prăpăd! Se repeziră cu toții să-și adune lucrurile. Acuarelă și înșfăcă vopselele și pensula. Guslă și-a luat instrumentele muzicale, vioara, balalaica și trombonul de alamă. Doctorul Pilulă se frământa căutând prin toată casa mica sa farmacie portativă, care se rătăcise pe undeva. Cogoașă își înhăță galoșii și umbrela și ieși în goană mare, dar abia trecuse de poartă când se auzi deodată glasul lui știe tot. Liniștiți-vă, fraților, nu este nicio primejdie! Parcă voi nu știți că Habarnam este un palavragiu, a născocit toate astea. Am născocit? Spuse Habarnam. N-aveți decât să vă duceți să-l întrebați pe Lentilă. Porniră în goană către Lentilă și acolo se lămuri că totul nu era decât o scorneală a lui Habarnam. Și ce veselie a fost! Râdeau cu toții de Habarnam și ziceau, ne mirăm doar de noi, cum de te-am crezut? Iar eu, pe cât îmi dau seama, nu mă mir deloc, răspunse Habarnam, pentru că eu chiar am crezut cu adevărat. Iată ce caragios era acest Habarnam. Data viitoare o să citim capitolul 2, cum a devenit Habarnam muzicant. Pe curând, dragii mei!